Salut! Vreau să vă arăt ce am luat de pe Sensei. Am o comandă de 230 ceva de lei pentru că au fost recomenzi, dar așa acumulate. Una mi-a venit de săptămâna trecută luni, apoi una vineri și apoi una azi luni. Și am zis să filmez azi, le-am desfăcut pentru ca să nu mai foșnesc și zic să încep. Prima dată am luat o jucărie pentru pisica mea. A fost 8 play. Este așa o... Nici nu știu exact ce. O undiță și are... O să foșnesc un pic, îmi cer scuze. Are așa o codiță ceva. Stați că vi-o arăt. Așa arată. Uitați cum e. Wow. Stați puțin să, aduc, să o aduc pe pisica mea să văd dacă îi place. Stai să văd cum reacționează. Hai. Nu, nu-i pasă. Nu cred că e prea încântată. Trebuie să dau eu așa și o să-i placă. De acum am trezit-o și de asta. Nu prea pare încântată, dar... Bine, o să o las să stea aici cu jucăria ei. Atât am luat pisici. De obicei nu iau nimic sau de fapt iau jucării din alea de la Pepco. Dacă știți, la 5 lei sunt două minci, ceva un șoricel și încă o chestie pe care să-și ascută ghearele. Dar na, o să o rupă asta repede dacă o să se joace cu ea. Mai departe am luat unei fete o bentiță, am dat o, o comandă, a fost transfer gratuit și a vrut și ea ceva. A fost 13 lei, așa, se poate folosi, adică să vă puneți pe cap, pe păr atunci când vă spălați pe față sau când vă machiați, e foarte faină și foarte moale și este așa elastică, nu vă strânge la păr. Cred că o să-mi iau și eu una, am văzut că mai este pe un gri, ceva cu urechi și încă o culoare, Sper uh, să-i placă și o să-mi iau și eu una. Se poate spăla la mașină de spălat, e foarte faină. Dă da, să iau asta de aici, să dau ei jos. Deci, da, asta a fost 13 lei și este foarte drăguță. Uh, mai departe, mamei mele, i-am luat niște papuși de casă. Am și eu așa, a văzut la mine că am negri cu buline. Uh, eu, uh, cumva, ei am luat un număr mai mare. Au fost 10 lei. Sunt așa din ăștia, ușor. De vară, mai bine zis, pentru că au chestia asta unde ies vârful piorului și e mai fain pentru vară, că nu e așa de cald cu ei. Sunt foarte faini și au fost doar 10 lei. Um, mai departe, un burețel de machiaj. Mai am unul de la ei și, și e foarte fain. Așa se umflă la apă, e foarte mișto și cumva aplică fondul de țin foarte bine, nu absorbe mult produs, a fost doar 10 lei. Și da, am zis să mai iau unul, are este foarte drăguț cu acest ursuleț, dar bine, el e simplu, așa, un gri ceva, eu acum am un roz. Dar e foarte fain. mai departe, două fundiți din astea așa, au fost 16 lei, deja am purtat-o pe asta neagră și pe asta am făcut doar o poză cu ea. am păstrat să vă arăt, uite așa, 16 lei. Um, sunt, da, niște o pamblică care e o fundiță și are un franjur, cumva două chestii așa care atârnă, dar îmi place mult pe coadă așa să prind sau când îmi, prind, îmi împletesc o coadă să prind așa la terminație acolo și să cad așa în jos, e foarte interesant și se poartă acum și chiar îmi plac. Asta pare așa dintr-un material ceva satin, satin, mă rog cum se spune, și asta e dintr-o pânză, dar îmi plac mult, asta e fain care negru cu roz, așa cu flore, asta e simplă, asta îmi pare că o să cadă pentru că e mai lucioasă, dar nu știu, o să vedem, dă să iau și asta de aici. Mai departe am luat un cardigan, era la reducere, el inițial costă 60 de lei, dar eu am dat doar 20 de lei pe el, v-am zis, au fost 3 comenzi, și am dat una că nu a fost transport gratuit și am avut 150 de lei comandă și am avut reducere 15 lei la ei, că așa a fost la 150 de lei. Odată am dat asta că era 20 de lei, un cardigan ăsta lung, vine peste fund și are 3 năstura și așa, este mărimea S și are și buzunare, nu se închid, dar sunt așa cumva, vedeți? V-am zis, este lung, este fine nu găseam așa de ieftin și să fie la un preț cumva atât de bun și să fie și ceva, nu știu, nou, de exemplu. E foarte fain și abia aștept să-l port, este o culoare foarte faină. Mai departe, i-am luat prietenului meu un tricou. Din păcate, l-am luat mărimea M, care trebuia să iau un S, dar i am luat un nem și e cam un el, așa vine, pentru că așa sunt mărimele la ei, dar mă rog, nu știu, o să-l poarte pe acasă pentru că e prea larg, el nu -i acum în țară, dar o să vină și o să-i le dau. A fost 20 de lei, a fost la preț întreg, dar îmi place că are această halbă de bere și mi s-a părut interesantă, de asta i-am zis să-l iau. Și el mai are tricouri de la Sensei, sunt 100% bumbac și se comportă fain la spălare, nu se decolorează, sunt foarte faine. Și mai am două, cumva, două, seturi de șosete din acestea așa. Au fost 10 lei, nu au fost la reducere. Când este la reducere, costă 8 lei, dar nu găsiți numărul ăsta 4346, găsiți 3942 și alea sunt mici. Ăștia sunt așa pentru bărbați mai mari. El poartă 43 la papuc, dar ăștia îi vin pentru că i-am mai luat. Sunt foarte faine, sunt 5 perechi și sunt într-un bumbac ok, nu se scămoșează, nu se rupe repede. Îs foarte mișto. De vară, așa scurți. Mai departe, tot lui. Se pare că i-am luat mai multe chestii lui, pentru că eu am mai multe. Voiam să iau și ceva lui. Un tricou din acesta pe albastru, el mai are pe negru. Are mai multe tricouri pe negru, dar am zis să iau și pe albastru. Este mărimea S. Costă doar 10 lei și se comportă foarte fain. Chiar și o vară, de exemplu, dacă îl poartă de câteva ori în vara asta, îți scoate banii, pentru că e un bumbac așa foarte fain, foarte moale și plăcut. Și este așa la gât, rotun, nu i în lui nu-i plac alea în e foarte fain. Și vine pe corp, v-am zis, un S vine ca un M și un M vine ca un L. Cam așa uh, merg mărimile la ei. Uh, mai departe i am luat o bluză, chiar dacă vine vara, era dar la 26 de lei. Și am vrut să eu iau de la Crăciun, din Decembrie voiam să îi iau, dar uh, era cam, nu știu cât era, nu i-am mai luat-o atunci. Uite, 60 de lei și am dat doar 26 și vine foarte fain așa. Este un model, dacă vedeți, așa cu dungi. Sper că vedeți. E foarte faină și moale. O să o la iarnă, dar na. Acum nu e perioada ei. Este așa strânsă la mâneci și e un bleomarie. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar e o culoare mai închisă și e foarte, foarte faină și moale. Așa. Și mai am un hanorac pe care tot așa am vrut să-i iau mai mult. Lui plac astea, așa, peste un tricou, seara, așa, nu știu, vara sau nu chiar vara, primăvara, e foarte fain peste un tricou, când e mai rece. Vine cu um, buzunare și cu fermoar. Prețul lui întreg a fost de 90 de lei, eu l-am văzut chiar de 90 pe site înainte și l-am luat la doar 40 de lei. Vine așa la mânică strâns, este S, vine foarte fain peste un tricou și ține de cald. Am vrut să îi iau pe negru, dar nu era mărimea S. Era un XS și nu am vrut pentru că îl strânge. El e mai lat în spate și nu am vrut să-i fie mic, să așa, parcă crapă. Mai bine să iau un, un S, pentru că na, se potrivește la un M. V-am zis, mărimile lor sunt ciudate. La băieți, la fete se potrivește, dar la băieți, fapt, și la fete, unele mărimi nu se potrivesc, Dar la băieți așa vine. Uh, și mai am ceva dintr-un uh, second. Era la kilogram și era marfă nouă. Și am luat tot acest cardigan, uh, cumva era 55 de lei și am dat pe el 30 ceva, că e destul de greuț. Este de la Pimki, uh, l-am luat pentru că nu-l aveam pe ăla, nu-l comandasem pe ăla la reducere de presenței și am zis să-mi iau un cardigan în acesta, tot așa peste un tricou, seara sau așa, pe la secă găsesc din alea largi, uh, așa lui, mie nu-mi plac <laughs> și am zis să-mi iau unul din ăsta, dacă tot l-am văzut are un buzunărel așa. Este foarte fain, culoarea face toți banii. Nu-mi pare rău că l-am luat pentru că e fain să am două. Eu mai am, dar sunt alea groase așa și astea subțiri nu prea găseam mări mici. Ăsta este mărimea M. Găseam el, dar numere în 42, 48, 50, ce să fac cu alea? Ăsta e M, vedeți? Așa. Și de asta, când am văzut că e M, l-am luat și nu are niciun defect. N-a fost ca unul nou, da, sau nu, de fapt 35 nu e unul, nu știu cât e unul, dar atât am dat pe el și nu-mi pare rău. L-am spălat și o să-l port când se mai încălzește, că încă e fric și da, cam atât astea am luat. Văd că pisica mea încă se joacă cu undița aia pe scaun. Și da, sper să-i placă, sper că v-a plăcut acest video, o să mai văd eu ce postez, pa!